Ne-am întors o temă care ar fi trebuit să fie doar de interes și în jurul cărei ar fi trebuit să ne unim cu toții. A declanșat un scandal, așa mai ales pe internet și în interiorul bisericii în unele zone, cum, sincer, nu prea face cinste bisericii și celor care se pretind a fi foarte buni creștini. Vorbesc despre unificarea Paștelui. Am discutat și înainte de înviere, am discutat chiar cu domnul Bănescu aici pe B1 TV, despre această inițiativă care a pornit de la profesorul Adrian Papahagi și de la domnul Bakunski, dar ați văzut că s-a transformat în ceva ce greu ne-a fost să înțelegem ulterior. Eu vreau să vorbim însă despre inițiativa în sine. Este alături de noi profesorul Adrian Papahagi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc eu pentru domnule invitație. Papahagi, să le explicăm oamenilor de ce ați venit cu această inițiativă și mai apoi să încercăm să răspundem cu argumente, dacă se poate, dar am văzut multe jigniri în spațiu public, la argumentele celor care spun că nu este o idee bună, că ar trebui să ținem cont de faptul că lumina e doar la noi, la ortodox, nu e și la catolici. Cu toate astea am văzut că Biserica Ortodoxă spune că subiectul va fi pus pe agenda următoarei ședințe a sinodului. Vă rog. Da, inițiativa s-a născut printr-o reflexie noastră, a mea, a domnului Bakunski, a altor oameni, în perioada pascală, evident. Unii au căutat aici mari conspirații, de ce fix acum? Păi parcă nu e normal să te gândești la decalajul nefericit al datei Paștelor, când el se chiar produce între Paștele Catolic, Floriile noastre și Paștele nostru Ortodox, nu de Crăciun sau de Anul Nou. Deci am reflectat, am exprimat public regretul, care mie mi se pare de bun simț al oricărui creștin, că iată cei doi plămâni ai creștinătății, vestul și estul, uneori chiar în interiorul aceeași familii, fiindcă există familii mixte, da? În care un membru este maghiar, să zicem, soțul maghiar, soția româncă, sau sunt români de ai noștri în diaspora căsătoriți cu cetățeni catolici, protestanți, care iată sunt obligați să sărbătorească în două date diferite același eveniment, ceea ce este smintitor și stupid. Ne-am exprimat acest regret. Dintr-o dată subiectul s-a umflat, cum se umflă adesea neprevăzut lucrurile pe Facebook. Diverse voci au văzut, nu știu ce, conspirații, cabale, să furăm Paștele Ortodox. Știi, mă și vedeam ca Grinch-ul care fură Crăciunul, Papahagi cu Bakunski, așa, care vin și fură Paștele Ortodox și îl duc repede la Vatican sau nu știu ce fac. Sau sting lumina de la Ierusalim sau o neglijează. Nici vorbă. Haideți să explicăm despre ce e vorba. În 325, la primul sinod ecumenic de la Nicea, care este fundamental pentru ortodoxie, acolo și a apărut cuvântul ortodox, dreapta credință, nu? S-au combătut arianismul și așa mai departe. S-a stabilit în primul rând, s-a stabilit destul de puțin, ca Paștele să aibă loc în aceeași duminică pentru toți creștinii. Ulterior au apărut niște calcule care au spus că el trebuie să se întâmple în duminica de după prima lună plină, care cade de echinox sau după. Și după aia a intervenit problema infinită a calendarului. La vremea aceea se calcula după calendarul iulian inventat de, pe vremea lui Julius Cezar, în 40 și ceva înainte de Hristos. Deci înainte de Hristos. Calendarul avea rolul lui, dar apăreau niște decalaje. Deja pe vremea Nicei apăruseră 3 zile de decalaj între ziua astronomică, între echinoxul astronomic și ce spunea calendarul. Deci pentru ei pica pe 24 martie, ca să ne înțelegem, nu în 21, cum ar fi trebuit. Problema a continuat, a continuat, a continuat și până la urmă s-a unificat calendarul în secolul al IX-lea și a ținut-o așa până în secolul al XVI-lea. Când din nou calendarul s-a ameliorat, fiindcă între timp intervenise și mai multe zile decalaj. Și a apărut, așa zisul, calendar gregorian. Calendarul gregorian a fost adoptat de toată lumea în Occident, iar în 1918, când România s-a unit, ardelenii erau pe calendarul gregorian îndreptat, atenție, ăla e cel corect. Și în țara românească și Moldova se folosea în continuare calendarul vechi, să zicem pe vechi și pe nou, ok? Și atunci s-a decis politic, fiindcă nu poți avea o țară cu două calendare, nu? Oamenii să aibă date diferite, să se treacă la calendarul gregorian. A avut loc, lucrul ăsta s-a întâmplat peste tot în Estul Europei și a avut loc chiar o întâlnire panortodoxă, exact acum 100 de ani, în 1923, în care toți au decis să treacă la calendarul gregorian. Și Biserica Ortodoxă Română a și trecut la calendarul gregorian și câțiva ani, doar 3 din 24-27, am sărbătuit Paștele, nu pot împreună sau adică l-am luat pe al catolicilor, nu, am îndreptat calendarul și așa s-a întâmplat că am sărbătuit împreună. Rușii n-au vrut,
Și au chemat alt sinod în 48, pe vremea lui Stalin, și au zis, nu, vă aliniați toți cu noi pe Paște, dar de Crăciun noi rămânem pe vechi, voi rămâneți pe nou și iată, noi suntem astăzi într-o struță cămină. Deci, ca să înțeleagă lumea, nu e nimic tenebros, e vorba de o îndreptare a calendarului. Acum, ce cerem noi? Ce am cerut Sfântului Sinod? Să întețească discuțiile cu ceilalți ortodoxi, în special cu rușii care sunt bătuți la cap și care au și motive politice să mențină această diviziune ca estul să nu fie ca vestul și să mențină un calendar evident strâmb, să vorbească cu grecii, cu Ierusalimul și așa mai departe, fiindcă bisericile, îmi pare rău, nu fac diplomația ecleziastică pe care o pot face. Bisericii au și ele propriilor diplomație, ca statele. Să se întâlnească, să decide, iată, în 2025 se împlinesc 1700 de ani de la Concilia Nicea, întâmplător, Paștile vor cădea în aceeași dată la noi și la catolici, sunt deja discuții între Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol și Papa Francisc, sunt discuții între adunările episcopale, sunt discuții în interiorul Ortodoxiei, ei, să se manifeste. Asta e tot ce am cerut, vedeți? Nimic da, tenebros. Da, nimic greșit sau tenebros, cum spuneți, dar v-aș intra, domnule profesor, cum se face că exact asta e, da? Rusia are tot interesul să țină Estul într-un decalaj de vest și mereu să existe diferența asta, dar cum se face că cei care nu sunt de acord cu propunerea spun că, de fapt, tocmai dumneavoastră face jocurile Rusiei. Adică e o fractură imensă de logică și aș vrea să o explicăm pentru telespectatori. Dacă veți urmări, doamna Constantin, cine ne-a atacat pe noi, veți observa cine sunt. Severin, Capsa, Libașto, voi, toți ăia care sunt, de fapt, agenții pe fața lui Putin. Deci, Teodosie, nu, care îl lăuda pe Putin, mare ctitor. Oamenii care nu s-au smintit de un an și ceva că un stat cu majoritate ortodoxă bombardează de Crăciun, de Paște, pe stil vechi, pe stil nou, nici n-ar trebui să surâd că totuși se distrug case și vieți omenești acolo. Bombardează alt stat ortodox, da? Că Rusia bombardează Ucraina și de Crăciun și de Paște, asta nu-i scandalizează. Că niște intelectuali, întâmplător acum, au spus, haideți să facem ce s-a mai făcut acum 100 de ani, dar nu heirupistic. Haideți biserica să se mobilizeze totuși. Unitatea creștinilor este esențială. Este esențială ca simbol pentru lumea întreagă. Lumea nu este doar creștină. Avem o lume musulmană care nu e totdeauna în cei mai prietenoși termeni cu noi. Este China, este o Rusie care are tot interesul să țină ortodoxia în ostilitate chiar cu Occidentul. Ar fi un simbol. Că unirea bisericilor e un lucru complicat dogmatic. Dar aici nu e o problemă dogmatică, e o problemă civilă de calendar, e o chestie foarte simplă. Nu trebuie să se pună de acord asupra filioque și alte puncte dogmatice care separă catolicii de ortodoxi. E vorba doar să revină la un calendar care, atenție, a mai fost în uz în România cu 100 de ani. Deci e un precedent, nu numai atât. Creștinii l-au avut în comun acum 700 de ani, adică nici 700, până în 1600 aproape, până în secolul XVI. Am avut același. Și lumina se aprindea la Ierusalim, să știți, și atunci. Și s-a aprins lumina la Ierusalim și când acolo erau catolici cruciați care ocupaseră ei Țara Sfântă. Deci lumina și va se continua să se aprindă. Când este cerută. Atunci când cad Paștele, iar dacă Paștele vor coincide, se va aprinde și de Paștele nostru și de Paștele celorlalți, fiindcă va fi unit. Nu văd iarăși care e imensa problemă. Și s-a creat un subiect artificial care de fapt a creat vrajbă. Da, și s-a derapat foarte mult în limbaj, mai ales. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Mai discutăm în iunie când dezbate și Sfântul Sinod. Vă mulțumesc foarte mult.